Oamenii din Vladimir în mare parte sunt destul de săraci, deoarece au rămas fără serviciu sau pensiile sunt foarte mici, așa că plătirea taxelor și impozitelor este destul de întârziată pentru această perioadă. Referitor la taxele locale, prea bine nu stăm. Oamenii din localitate sunt așa cu salarii foarte mici, unii n-au salarii, vin, o parte plătesc, o parte nu au de unde, că de-abia și chipzuiesc din banii aia pâinea și toate cele necesare. Beneficiarii de ajutor social, tot la fel, sunt, o parte din ei au plătit pe anul ăsta, mă refer, că pe anii trecuți sunt la zi, că datorită legii trebuie să aibă impozitul plătit la zi ca să poată beneficia de ajutorul social. Mai avem o problemă cu amenzile. Sunt foarte multe amenzi. Vin cu amenzile. Oamenii nu pot să-și plătească acum după noua lege impozitele până și achită din amenzi. Și iară să încarcă taxele neplătind la timp, să fac majorări iar din nou. Dacă ar avea bani mai mulți în bugetul local, primarul Ion Iannăș ar putea să rezolve problemele apărute la drumurile comunale. Putem să spunem că 50% din populație au plătit taxele și impozitele? Poate chiar 60%. Da. Poate cea mai mare problemă este cu amenzele. Și de când s-a dat legea asta, e mai greu. Care ar fi principala problemă cu care vă confruntați în această perioadă și pe care ar trebui să o rezolvați? Păi principala este financiară. Că dacă sunt bani, poți să faci în localitate tot ceea ce trebuie pentru cetățeni. Dacă ați avea bani, care ar fi problema cea mai urgentă pe care trebuie să o rezolvați? Păi, cea mai urgentă problemă în localitate este sunt drumurile. Dar acum vreo 2 săptămâni de zile, de la AFIR ne-a venit comunicarea că ni s-a aprobat proiectul pentru modernizarea drumurilor comunale DC44 Ruginoasa Moțești și DC44A Valea Deșului. Așteptăm să vedem când ne cheamă să semnăm contractul de finanțare. Faptul că prima dată sunt reținute amenzile împiedică pe cei mai mulți locuitori să plătească taxele și impozitele.